Majoritatea locuitorilor din Kiev se confruntă cu întreruperi de energie electrică și întreruperi de apă. Asta din cauza că rachetele rusești au lovit instalații de infrastructură cheie în orașul Harkov, din nord-estul Ucrainei și în regiunea centrală a țării. Atacul vine la câteva zile după ce Rusia a acuzat Ucraina pentru un atac cu drone asupra flotei sale din Marea Neagră. Ucraina se confruntă cu pene masive de curent, iar locuitorii sunt afectați de o lipsă severă de apă, deoarece una dintre lovituri a lovit o centrală care a alimenta 350.000 de apartamente din capitală, a declarat primarul Chievului Vitali Klitschko, care a mai adăugat că serviciile de urgență depun toate eforturile pentru a stabiliza situația. În plus, au fost raportate lovituri și în regiunea sudică Zaporojie. Primarul Chievului Vitali Klitschko i-a îndemnat de asemenea pe cetățenii țării devastate de război să-și facă provizii de apă deoarece situația se înrăutățește. Russian, uh, Russian Oficialii ucraineni cred că atacurile cu drone și rachete de croazieră ale Rusiei la nivelul întregii țări sunt atent orchestrate pentru a viza infrastructura importantă în timp ce Ucraina intră în iarnă, lovind centrale termice sub stații de electricitate electricitate, transformatoare și conducte. Forțele rusești au avut un impact direct asupra capacității ucrainenilor de a avea acces la energie, apă și internet.